Bun găsit tuturor la filmarea dedicată începerii semnului zodiacal al Vărsătorului, dar în același timp dedicată și relației dintre zodia Vărsătorului și restul semnelor zodiacale, mai precis, cum ne influențează pe restul zodiilor acest semn zodiacal. Vreau să vă spun că noi nu suntem doar zodia în care ne-am născut, ascendent, lună natală, ci suntem un cumul de semne zodiacale dispuse pe harta personală a fiecăruia dintre noi într-o manieră diferită. Ca să poți interpreta această hartă, poți să intri tu pe programe de astrologie. Vă recomand un site foarte bun, astro.com, care generează hărți foarte bine făcute. Sau apelez la un specialist și acum Doamne ajută cu specialistul respectiv să nimerești și peste cel bun. Ce vreau să spun însă că pe harta noastră zodiacală, pe astrogramă, Vărsătorul guvernează un anumit domeniu de viață. El guvernează generic un anumit domeniu de viață. În acel domeniu de viață pe care ți-l voi prezenta imediat în funcție de zodia din care faci parte, vei avea toate caracteristicile vărsătoriene. Vei putea folosi punctele forte ale vărsătorului și în același timp va trebui să ai grijă la minusurile date de vărsător. Și în această filmare te avertizez că voi anunța din când în când marele eveniment care se desfășoară în semnul vărsătorului, respectiv webinarul de deschidere al anului, intitulat Alege-te pe tine. Dacă vrei să participi la acest webinar, care are loc pe 28 ianuarie, la ora 10 dimineața se deschide camera de webinar, la 11 începem evenimentul propriu-zis. Dacă vrei să participi, ne scrii pe adresa contact@alexandracoman.ro. Și, bineînțeles, dacă nu poți participa live la eveniment, dacă ai achiziționat înscrierea la el, primești înregistrarea privată a webinarului. Vorbim despre vărsător, deschidere de an, început de an, webinar de deschidere de an și început de an și felul în care vărsătorul guvernează fiecare semn zodiacal, domeniul pe care îl guvernează vărsătorul în mod generic. Pentru berbec, vărsătorul îți guvernează casa prietenilor, a colaboratorilor, a asocierilor, a parteneriatelor și încă un lucru foarte important, a protectorilor înalți. Deci, în acel domeniu, vărsătorul are un cuvânt foarte important de spus și atitudinea trebuie să fie vărsătoriană și modul în care tratezi lucrurile trebuie să fie vărsătorian, dar nicio grijă, voi vorbi în cadrul acestei filmări despre acest lucru. Dacă ești Taur, dacă te-ai născut în semnul Taurului, generic, vărsătorul îți guvernează o casă foarte importantă, casa ascensiunii sociale, casa evoluției și transformării sociale, nivelul cel mai înalt în care poți să ajungi în această viață. Gemeni, dacă te-ai născut în semnul zodiacal al gemenilor, atunci vărsătorul îți guvernează casa felului în care studiezi, a călătoriilor, a drumurilor lungi, a celei de-a doua căsătorii și a modului în care te raportezi la conceptul de cultură, religie, spiritualitate. Dacă ești rac, atunci vărsătorul se ocupă de secțiunea moarte, renaștere și transformare, evoluție la nivel personal, acte, hârtii, documente, întâlnirea sufletului pereche, zona secretelor și a lucrurilor ascunse. Vezi cât de multe guvernează vărsătorul dacă ești rac? În ca harta ta, evident, cât de multe lucruri îți guvernează. Dacă ești leu, atunci să știi că tu ai o relație ultra specială cu vărsătorul. Nu numai prin faptul că vărsătorul ocupă domeniul din harta ta care ține de căsătorii, relații, parteneriate, în scopul relațiilor mai ales, a socializării, a modului în care te raportezi la procese, mai ales la avocați,
Și este și casa căsătoriei. Deci vărsătorul pune o ștampilă foarte importantă pe zona casei căsătoriei. Dar de ce mai este important vărsătorul pentru leu? Pentru că pe axa zodiacală, leul și vărsătorul se află față în față. Și atunci ce se întâmplă la vărsător prin oglindire se întâmplă și la leu și viceversa. Ce se întâmplă la leu prin oglindire se întâmplă și la vărsător. Sunteți cumva legați unul de altul de un cordon umbilical. Dacă ești născut în semnul fecioarei, atunci vărsătorul se ocupă de raportarea la sănătate, raportarea ta la muncă, raportarea ta la karma de familie, ce ți aduce familia, ce ți lasă în urmă familia și modul în care muncești pentru alții, cât de mult te implici în activități făcute pentru alții. Dacă ești născut în semnul balanței, atunci vărsătorul se ocupă în harta ta de dragoste, de creativitate, tot ce înseamnă act și simț artistic, tot ceea ce înseamnă copii, urmași, procreere și afaceri. Multă activitate îți aduce vărsătorul în viață. Dacă ești scorpion, atunci vărsătorul se ocupă de casa părintească, relația cu mama, cele mai adânci secrete și aici te simți foarte bine că nu e vorba de secrete. Este vorba de partea ta necunoscută, latura ta pe care nu o cunoaște multă lume, fața pe care nu o revelezi celorlalți și îți mai indică vărsătorul relația cu viețile anterioare. Dacă ești născut în semnul săgetătorului, atunci vărsătorul îți susține mult casa comunicării, a drumurilor scurte, a deplasărilor scurte, ca durată de timp sau ca distanță. Relația ta cu frații, surorile sau rudele prin alianță, relația ta cu târgușorul, orașul în care te-ai născut, satul în care te-ai născut, relația ta cu vecinii și mai reprezintă felul în care comunici, înveți, negociezi. Dacă te-ai născut în semnul Capricornului, atunci îți place mult ce face vărsătorul pentru că el se ocupă de domeniul care pentru tine ține de abundență, posesiuni materiale, bunuri materiale. Deci e un domeniu foarte, foarte important pentru tine. Iar dacă ești vărsător, bineînțeles, vorbim despre modul în care ești perceput de ceilalți, vorbim despre modul în care te impui în fața celorlalți, vorbim despre maniera în care îți exprimi intențiile și nevoile în fața altora. După această prezentare a influenței vărsătorului pentru, în relație cu fiecare semn zodiacal în parte, dacă alegi să urmărești mai departe această filmare, orice voi spune din acest moment, bine, nu chiar din acest moment, vă voi spune eu când începem, raportez la domeniul de viață pe care l-am menționat că îl guvernează vărsătorul generic în harta ta. Dar ca să ne amuzăm, vărsătorul este considerat a fi cel mai nonconformist semn zodiacal, deci cel mai crazy, cel mai nebun semn zodiacal, dar nu în sensul de boală psihică, cât nonconformist, care te zgârție din temelii prin abordarea pe care o are față de viață. Și în foarte multe filmări eu trăiesc filmarea, deci urma să zic, mă pregătesc să filmez vărsătorul și relația cu zodiile, cu voi. Și ce se întâmplă? Pixul cu care îmi luam niște notițe și îmi planificam agenda s-a rupt în mâna mea, s-a spart în mâna mea, drept pentru care eu filmez vărsătorul cu mâini așa, pentru că era un pix cu tuș permanent. Și nu știu dacă, deci cei care urmăriți această filmare, aveți vreo idee cum ies aceste pete de tuș permanent, vă rog să scrieți în secțiunea comentarii, pentru că săpunul vă asigur nu scoate nimic. Deci oricât dai cu săpun, nu se duce. Dar eu cred că este mai mult decât orice vărsătorian această experiență pe care o am. Așa încât, da, știți că eu gesticulez, n-am să renunț la acest obicei nici pentru că am pete de cerneală pe mâini,
Așa încât, dacă vă întrebați de ce degetul ăsta simbolic este colorat cu albastru, aflați că este pentru că s-a întâmplat pocinogul cu pixul. Și nu e întâmplător, acest deget simbolizează exact vibe-ul vărsătorianul uneori. Bun, trecem la povestea vărsătorului. Trecem imediat, vă reamintesc, pe 28 ianuarie avem webinarul de deschidere al anului. Vrei să participi la el sau vrei să fii partea celor care primesc ulterior înregistrarea evenimentului, înregistrarea privată, nu va fi publică, ci privat, un link privat către vizionarea sa, atunci ne scrii pe adresa contact@alexandracoman.ro și, bineînțeles, cei de acolo se vor ocupa de tine. Dar acum e momentul ăla în care spun, dacă ai fost atent la domeniul de viață pe care ți-l guvernează vărsătorul, tot ce voi povesti de acum încolo are legătură cu acel domeniu de viață. Așadar, dacă vrei să înțelegi o zodie, nu te raportezi neapărat la zodia în sine, cât te raportezi la planeta care guvernează semnul zodiacal respectiv. Vărsătorul este guvernat de Uranus, marele revoluționar, marele neliniștit, planeta adevărului și a confruntărilor directe. Sunt foarte atașată de semnul zodiacal al vărsătorului prin meseria pe care o practic, pentru că vărsătorul este zodia care guvernează astrologia și este zodia care are o foarte mare legătură și cu alte arte divinatorii. Dar, generic, vărsătorul guvernează astrologia. Vreau să precizez un lucru, pentru că de multe ori apare o confuzie legată de vărsător. Vărsătorul este reprezentat grafic, fie printr-un pocal sau pahar din care curge apă, sau un bărbat care poartă în mână un vas, de regulă un bărbat care poartă în mână un vas din care curge apă, sau o fântână, deci ceva care are un vas din care curge un lichid. Multă lume crede că vărsătorul este semn de apă din cauza acestui vas din care curg lucruri. Vărsătorul este parte a triadei de aer, alături de gemeni și de balanță. Astrologia, semnele zodiacale, suntem împărțite în triada de foc, berbec, săgetător, leu. Nu le zic în ordine, spun triadele. Foc, pământ, taur, fecioară, capricorn, aer, gemeni, balanță, vărsător și apă, rac, scorpion și pești. Deci, vărsătorul, chiar dacă este reprezentat de un vas din care curge un lichid, este un semn de aer și are toate caracteristicile semnului de aer. Reprezentarea grafică a semnului vărsătorului a apărut în timpul babilonienilor, în epoca lui Hammurabi. Și ce vreau să vă spun, în acea epocă nu prea exista competiție și nu prea exista concurență. Așa încât dacă tu vroiai într-o zi dimineață să te trezești și spuneai: hei, Evrica, am descoperit cifra 5, cine era să te contrazică? Dacă eu ales semnul ăsta al vărsătorului să fie reprezentat de un pocal din care curge ceva, nu exista competiție care să spună: stai puțin, vei face confuzie peste un număr de mii de ani cu apa. Acum, lăsând gluma la o parte, acel pocal din care curge apă și, sau bărbatul care duce vasul din care curge apă, ține de o altă legendă, care este legenda lui Ganimede. Ganimede era un muritor atât de frumos și atât de extraordinar, de special, încât a fost foarte mult îndrăgit de Zeus. Ganimede, pentru că a făcut pe alți zei geloși și a fost ucis, și Zeus, pentru că l-a plăcut foarte mult, sau Jupiter, Zeus și Jupiter sunt una și aceeași persoană. Deci, hai să vorbim despre Jupiter, că Jupiter e în astrologie, deci sunteți mai familiarizați cu termenul Jupiter. Jupiter a decis să-l urce în Olimp și să-l facă paharnicul zeilor. Deci,
Ceea ce vedeți voi acolo, reprezentările grafice ale vărsătorului, reprezintă lichidul cunoașterii care curge în fiecare dintre noi. Bun. Vărsătorul și respectiv Uranus, care îl influențează, este o planetă a revoltei, a rebeliunii, a ieșirii din normele tipice și din standardele obișnuite. Asociază tot ceea ce spun cu domeniul de viață pe care ți-am spus că îl guvernează generic vărsătorul în funcție de zodia din care faci parte. Ok? Deci îți reamintesc asta. Am spus că guvernează, de exemplu, banii la Capricorn. Păi tot ce zic acum, bagă la căpuț legat de bani și abundența ta. Deci, de ce Uranus e identificat ca fiind revoltatul și rebelul? Întotdeauna când este descoperită o planetă nouă pe cer, ea este asociată mereu cu evenimentele care se întâmplă pe Pământ. Uranus a fost descoperit pe cer, a fost vizualizat de un astronom la sfârșitul anilor 1700, prin 1780. Și în acea perioadă, în Europa, aveau loc foarte multe mișcări sociale, printre care cea mai importantă a fost Revoluția franceză, celebra Revoluție franceză, în care au căzut foarte multe capete încoronate sub tăișul ghilotinei. Iată de ce poți să și vizualizezi străzile Parisului cu muritorii de foame, cărora regile spuneau, ne spun și nouă în ziua de azi, dacă n-ai pâine să-ți cumperi, mănâncă cozonac, nu? Deci, Maria Antoaneta, regina Franței, asta a spus când a venit o petiție de la francezi care spuneau, noi murim de foame, nu mai putem, nu mai răbdăm. Și a spus, ei, dacă nu mâncați pâine, de ce nu mâncați cozonac? Deci, imaginați-vă săracii și sărmanii Parisului, parizieni, alergând pe străzile orașului și țipând, scandând în gura mare, liberté, fraternité, égalité, libertate, fraternitate, egalitate. În acel moment era descoperit Uranus pe cer, care a reprezentat întotdeauna sindicalistul, a reprezentat întotdeauna revoluționarul, a reprezentat întotdeauna conștiința care nu poate fi blocată, stopată, limitată sau oprită în manifestarea sa. În întrebarea firească este bun, dar Uranus a fost descoperit în 1700 și până atunci, înainte de Uranus, ce a fost pe vărsător? Ei, înainte de a fi descoperit Uranus, a fost Saturn, guvernatorul vărsătorului, iar în momentul în care Uranus a fost descoperit, Saturn a devenit guvernator secundar, cu funcții secundare în această zodie, dar noi acum vorbim generic despre vărsător. Vărsătorul este recunoscut pentru nonconformismul său, pentru faptul că nu urmează întotdeauna regulile bătute în cuie. Nu uita, asociază aceste descrieri cu domeniul pe care ție, ca zodie, ți-l guvernează vărsătorul. E zona unde tu nu accepți reguli, tu nu accepți păreri, ci îți faci propriile tale reguli, îți faci propriile tale direcții de viață, îți trasezi propriile directive. Vărsătorul nu se conformează și cei care sunt născuți sub vibrația vărsătoriană, deci cei care sunt născuți în semnul vărsătorului, întotdeauna vor avea un cuvânt de spus despre cum putem face lumea mai bună, cum putem schimba lucrurile, cum putem aduce plus valoare întâi nouă și apoi celor din jurul nostru. Nu degeaba webinarul de deschidere al anului despre alege-te pe tine are loc sub egida vărsătorului. Tocmai despre asta e vorba, alege-te pe tine, fii nonconformist, nu mai cădea în plasa părerii altora, ci fă-ți propria-ți părere despre ce vrei tu să faci cu tine. Vărsătorul este semnul zodiacal care aduce schimbarea în lume. Uranus, simbolic, guvernează printre altele și cutremurele, și electricitatea, și internetul, și comunitatea internetului.
comunitatea internauților, din care și noi facem parte, că tu acum când mă urmărești, mă urmărești pe internet, nu? Este sub egida uraniană, numai că un vărsător va privi internetul ca pe un mare sat global, pentru că se poate mișca foarte ușor și să comunice, să converseze cu oameni din diverse sfere sociale, din diverse țări, care aparțin diverselor religii și curente religioase. Deci, vărsătorul se bucură de această abilitate incredibilă de a ajunge la sufletul celor din jurul său printr-o abordare nonconformistă, rațională, ancorată în realitate, dar în același timp umană, umană. Nu se va comporta, să zicem, ca o fecioară care e critică. Fecioara are toate bunele intenții, numai că maniera în care le exprimă e un pic diferită. Nu se va comporta, să zicem, ca un taur încăpățânat și închistat, cu toate că și taurul are bunele intenții, dar el e pe modulul să forjăm, să facem, să respectăm planul și programul. Nu, vărsătorul va spune întotdeauna, hai să ne relaxăm. Hai să vedem unde ești cel mai bun și cel mai competitiv. Care sunt adevăratele tale talente, realele tale talente. Și pornind de la realele tale talente și adevăratele tale talente, hai să dezvoltăm o strategie care să te ajute pe tine și pe cei din jurul tău să faceți împreună lucruri măreți. Vărsătorul ne încurajează să lucrăm în echipă. Vărsătorul ne încurajează să conștientizăm puterea grupului, puterea mentalului colectiv, puterea de a ne adapta. Dar vărsătorul vine cu încălcâia lui Ahile. De foarte multe ori este considerat ca fiind mult prea rece în felul în care vorbește, mult prea ironic în maniera în care își exprimă opiniile. Nu este adevărat. Deci, observația din exterior poate părea așa, dar vărsătorul este un suflet cald și blând, acoperit de o platoșă foarte dură. Pentru că vărsătorului niciodată nu o să-i placă să-și arate sentimentele și emoțiile. Vrei să faci un vărsător să se simtă stânjenit? Fă-l să plângă în public. Pune-l într-o situație neplăcută în public în care trebuie să-și manifeste emoțiile într-un mod vocal și răsunător. E o adevărată umilință pentru acest semn zodiacal. El este recunoscut pentru cerebralitatea sa, pentru logica sa. Și atunci călcâiul său al lui Ahile este o dificultate în a-și manifesta emoțiile atunci când întâlnește pentru întâia oară o persoană sau o limbă prea dură când exprimă ceva. Dar dacă fecioara te șficuie cu vorba ca un bici, vărsătorul te face knockout prin ironiile pe care le lansează. Pentru că vărsătorul nu te pune într-o situație dificilă fiind grobian, adică nepoliticos, vorbind urând cu tine. Nu! El îți aduce toate argumentele logice și raționale pentru care tu greșești într-o direcție. Și a naibii, care întotdeauna dreptate. Deci eu urăsc la asta la vărsători, că au dreptate întotdeauna. Bine, urăsc în între ghilimele, da? Dar au dreptate. Numai că ei, fiind atât de raționali și lucizi, îți pun verde în față cum stau lucrurile, fără să împacheteze prea mult livrarea pachetului. Pentru că un vărsător se ghidează întotdeauna, sau în mare măsură, nu există întotdeauna nicăieri, dar în mare măsură, pe transmiterea mesajului și găsirea soluțiilor. Transmitem mesajul, ne punem mintea la contribuție, toți. Întotdeauna când spui vărsător, spui grup. E undeva un grup. E un grup. Deci, vărsătorul întotdeauna transmite mesajul, conștientizează și lansează în grup informația, așteptând ca toată lumea să contribuie pentru găsirea unei soluții foarte bune. Ce admir întotdeauna la vărsător este capacitatea acestui semn zodiacal de a se detașa de o anumită situație și de a privi situația aceea
ca și cum nu i s-ar întâmpla lui sau ei, ca și cum ar fi în afară, ca și cum ar fi un observator. Și tocmai această detașare îl face extrem de periculos în relații, pentru că, atenție, vărsătorul duce mult. La fel și domeniul de viață unde te guvernează vărsătorul, unde se manifestă vărsătorul, indiferent de zodia în care faci parte, așa cum a spus la începutul filmării, undeva un domeniu de viață intră sub incidența vărsătorului. Și ideea este că vărsătorul duce mult. E, fără să jignesc, măgarul zodiacului, că voi ați văzut măgari și poze de la pe internet care circulă cu un măgăruș care este atașat ori unei mașini, ori unei teleguțe, unei căruțe și se pun atât de multe în căruță încât măgarul săracul e ridicat în aer de cantitatea de materiale puse acolo. Deci, măgărușul respectiv duce foarte mult. Măgarul, ca și animal, e recunoscut pentru forța sa care cară lucruri. Ok. Vărsătorul, asemenea animalului acesta, poate să îndure foarte multe lucruri. Îndură și îndură și îndură și îndură, pentru că are o latură umanitară. Este milă să te pună într-o situație proastă, este rușine să intre într-o confruntare prea directă. Nu că i-ar fi rușine de luptă, ci că e rușine de rușinea ta, că te-ar pune într-o poziție dificilă. Dar în clipa în care i-a ajuns cuțitul la os, aveți mare grijă când aveți de-a face cu vărsători. Pentru că acest semn zodiacal nu mai cunoaște cale de întoarcere. În clipa în care a ajuns la concluzia totală că nu mai vrea să meargă în direcția aia, când a ajuns la concluzia că nu mai poate să fie în direcția aceea, oricât ai încercat tu să-l aduci înapoi cu toate argumentele aferente, nu vei reuși să o faci. Dar, în schimb, vărsătorului fac o recomandare. Wake up and smell the coffee. Dacă trezește-te și miroase cafea. Dacă tu ai rupt o relație, dacă ai ajuns la concluzia că nu mai poți funcționa în relația aceea, te rog să înțelegi că nu toate semnele zodiacale sunt dispuse să-ți rămână prietene așa cum îți dorești tu. Pentru că de foarte multe ori vărsătorii, într-un mod copilăresc, utopic mai bine spus, își imaginează că pot rămâne în relații cu foștii parteneri așa, de prietenie. Hai să fim amici după aceea. Am o prietenă, de prietenă foarte, foarte bună din copilărie, care a rămas în relații extraordinare cu toți foștii ei iubiți și uneori îi întâlnești ieșind în oraș împreună cu soțul ei cu foștii săi iubiți și toată lumea e prietenă. Dar nu toată lumea acceptă să rămână în termeni ok cu vărsătorul atunci când vărsătorul se hotărăște să rupă relația. Deci, dezideratul tău de a fi toți prieteni și frați și nu știu ce post-factum nu prea se pupă pe realitatea înconjurătoare. Așa încât, dacă vezi că cel pe care îl părăsești sau cea pe care o părăsești bate în retragere, nu te învinui nici pe tine, dar nu avea pretenția absurdă să rămână în relații cu tine sau să continue să comunice cu tine, pentru că oamenii sunt diferiți, reacțiile lor sunt diferite. Asta e povestea, dragii mei, pe scurt, a vărsătorului. Vom mai fi filmări, vom mai vorbi despre această zodie, dar în acest moment consider că am sumarizat niște elemente importante din zodia vărsătorului în raport și cu alte semne zodiacale, dar și descriere a zodiei tale. Vor mai veni filmări, vom vorbi despre femei și bărbați și relații și iubire și copii și vă promit că vom vorbi. Dar să vă fie de folos informațiile primite astăzi în această filmare. Iar dacă îți place ce se întâmplă pe acest canal de astrologie, nu uita să apeși butonul subscribe, să dai un like, să dai un share dacă vrei să fii notificat ori de câte ori apare o nouă filmare. La mulți ani tuturor vărsătorilor care vă sărbați în această perioadă ziua de naștere, iar noi să ne vedem cu bine și la alte filmări și postări.